Primăria Municipiului Timișoara a încetat contractul cu constructorul care se ocupă de extinderea școlii generale numărul 30. Din cauza întârzierii și ritmului lent de lucru, firma a fost penalizată cu suma de 2,7 milioane de lei. Termenul de finalizare stabilit prin contract era 17 ianuarie 2024. Firma deținea deja la activ un certificat negativ pentru un alt șantier nefinalizat. Ritmul scăzut de lucru nu poate fi justificat de către constructor. Pentru că l-am pus pe lista neagră a primăriei Timișoara, un constructor se răzbună pe spatele copiilor. Prin mai multe canale au ajuns la noi declarații ale patronului firmei că nu vrea să finalizeze lucrarea în timpul campaniei electorale. Un cinism revoltător și un joc politic dus mult prea departe împotriva timișorenilor, a declarat primarul Dominic Fritz. Extinderea școlii generale numărul 30 este realizată în proporție de aproximativ 70%, iar lucrările executate vor fi repartizate imediat după preluarea amplasamentului. Va urma o licitație pentru executarea viitoarelor lucrări.